La Udrea lansează un atac dur la adresa instanței supreme. Fostul ministru susține că judecătorii folosesc dosarul său pentru a nu respecta deciziile Curții Constituționale. Instanța supremă cere Curții Europene de Justiție să spună dacă în cazul fraudării fondurilor europene mai trebuie să respecte sau nu decizia CCR referitoare la completurile de 5 magistrați. Într-o intervenție la Antena 3, avocatul Elenei Udrea a susținut că decizia instanței supreme este fără precedent și încalcă principiul echilibrului puterilor în stat. La termenul următor, apărătorii și parchetul urmează să ne formulăm propriile concluzii. Bineînțeles că noi, apărătorii, cu siguranță ne vom opune unei asemenea posibilități, pentru că este într-adevăr fără precedent intenția instanței supreme de a sesiza Curtea de Justiție Europeană și, într-adevăr, există aici o capcană. Nu e vorba de o soluție care privește dosarul Elenei Udrea, ci este vorba de posibilitatea ca Înalta Curte de Casație și Justiție să nu respecte deciziile Curții Constituționale. Asta mie mi se pare extrem de grav pentru echilibrul puterilor în stat. Nu mi se pare o coincidență faptul că această discuție s-a creat exact în ziua în care Parlamentul a sesizat Curtea Constituțională cu existența unui nou conflict între puterile statului.